O companie germană, unul dintre cei mai importanți investitori străini din România, a fost jefuită de 40 de milioane de euro la Bistrița de către un hacker. Directoarea financiară de la sediul central din Bistrița s-a lăsat convinsă să transfere suma în contul unei firme de către un hacker ce pretindea că este un superior din Germania. Investitorul german a pierdut 40 de milioane de euro în urma unui jaf comis de către hackeri în doar câteva mișcări. Hackerii au clonat e-mailurile unor directori de la sediul din Germania, cerând directoarei financiare de la fabrica din Bistrița să transfere suma uriașă într-un cont. Șefa departamentului financiar de la Bistrița a respectat protocoalele, transferând suma de 40 de milioane de euro în conturile din străinătate indicate de mail-urile primite. Compania spune într-un comunicat de presă că în urma acestui incident fondurile companiei au fost transferate în conturile sale din străinătate și Consiliul de Management a inițiat o investigație proprie în acest sens. Mai mult, compania anunță că s-au început demersurile pentru a solicita despăgubiri de la asiguratorul producătorului.